Bună ziua tuturor! Astăzi vom discuta despre corpurile conductoare și izolatoare electrice. Corpurile conductoare sunt acele corpuri la care electrizarea se manifestă pe toată suprafața, deci curentul electric circulă foarte ușor prin ele. Ca și exemple de corpuri conductoare putem enumera metalele, cărbunele, și soluțiile apoase ale sărurilor, acizilor sau bazelor. Corpurile izolatoare sunt acele corpuri la care electrizarea se manifestă doar în zona electrizată, deci curentul electric circulă foarte greu prin ele. Ca și exemple de corpuri izolatoare putem enumera ceramica, sticla, cauciucul sau plasticul. Pentru a vedea care materiale sunt conductoare și care izolatoare, vom realiza un circuit electric pe care îl vom închide prin intermediul unor corpuri. În experimentul propus pentru determinarea materialelor conductoare și a celor izolatoare, ne vom folosi de o sursă de curent electric, fire de legătură și un beculeț care se va aprinde atunci când închiderea circuitului se va face printr-un corp conductor. Observăm că metalele conduc curentul electric. Un tub de PVC nu conduce curentul electric. Grafitul, adică cărbunele, conduce curentul electric. O bucată de carton uscat nu conduce curentul electric. Aluminiul conduce curentul electric. Plasticul nu conduce curentul electric. Ceramica nu conduce curentul electric. Din nou, un obiect de fier conduce curentul electric. O baghetă de sticlă nu conduce curentul electric. Și un balon din cauciuc nu conduce curentul electric. În acest experiment, închiderea circuitului o vom face printr-un vas în care se găsește apă. Observăm că beculețul nu se aprinde, deci apa în stare pură nu conduce curentul electric. În vasul cu apă adăugăm sare de bucătărie. Și vom observa că încet încet becul va începe să lumineze. Cu cât adăugăm mai multă sare, deci cu cât mai mult crește concentrația soluției, cu atât becul va lumina mai intens. În același timp, putem vedea cum, la unul dintre electrozii de grafit pe care îi folosim pentru închiderea circuitului, are loc o reacție chimică. Dacă v-a plăcut această lecție, răspundeți la următoarele întrebări. Ce materiale sunt folosite pentru realizarea
firelor de legătură de la o instalație electrică și explicați de ce sunt folosite aceste materiale.